Vă salut, domnule frumoși! Cum sunteți? Sunteți bine? La centura așa, mai nu se vede aici firma MAN și nu o să mă mai recunoască băieții. Deci vreau să facem un vlog, sunt puțin cam supărat, așa să spun, ca să nu spun nervos că sunt urât. Sunt pe autostrada A22, care începe de aici sus de la Brennero și se termină la Modena. Și ce vreau să vă zic, mă, fraților, 300 de kilometri depășirea camioanelor este interzisă. Păi eu pot să merg 300 de kilometri în spate la un lituanian sau la unul care vrea să meargă anumit, care îi plătește la oră și merge cu 70 la oră. 300 de kilometri, vă dați seama? Deci aici au greșit enorm de mult autoritățile italiene. Acum, dacă era timp de zi, înțeleg, pe aici trec mulți turiști, vin nemții, vacanțe în Italia, bella Italia. Dar problema mare se pune că și noaptea. Și dacă te-au prins băieți că ai depășit interzis, ți-a plecat permisul și vreo 1000 de euro, minim. Deci sunt foarte, foarte supărat pe ei. Acum este interzis de la 0-24 de ore. Într-un cuvânt, non-stop n-ai voie să depășești. Ia uitați aici, din cauza asta se fac ambutiaje, trafic, accidente. Ce fumă ieșit la coleguțul la rută. Și chestii dintre astea. Mă înțelegeți? Deci cam asta e situația cu A22. Pentru că în halul ăsta nu putem merge înainte. Avem și noi de cursat, avem și noi programări, una alta. Și în felul ăsta nu putem să mergem să ne riscăm. Pe o parte, pe cealaltă parte, bella Italia, e frumos, peisaj frumos, de vizitat, de privit. Suntem în mijlocul naturii, în adevăratul sens al cuvântului. Dar în felul ăsta, ce vreau să vă zic, nu mai ajungem la programări? Ce facem? Păi aici riscăm serviciu, riscăm când ne dă patronul afară, riscăm când ne scoate mașina la muncă și tot așa. Deci nu știu, au dat peste cap italienii ăștia, au și lucruri bune. Îmi place Italia, bella Italia, colațiune, cafeluță, e totul ok. Dar până la un punct. Adică la om trebuie să-i spui în față lucrurile negative, lucrurile rele și lucrurile bune. E foarte important în traficul ăsta, mai ales pe Germania, să păstrăm distanța de siguranță. Știți cât ne trebuie să ne lipim de cel din fața noastră? Fracțiune de secundă. Unde mergeți, băieții? Ați ieșit de aproape toți. Ce fac acum? Merg 90 la oră? Merg, dar problema e să punem când nu merg prea mult. Băieții, autostrada aceasta e cea mai întrețelută din Italia. Așa se țin aici, băieți. Am văzut că jumate scrie pe nemțește, jumate pe italiană. Țin tare, băieți, aici la partea lor. Cred că cândva aici a fost Austria. Chiar și pe mașini am văzut scrie mașinile de poliție. Scrie și în italiană și în germană. Poliția, polizei. Țin mult la regiuni, la tradiție. Dar important e că vorbesc și limba italiană, că e mai rău dacă vrei să vorbești cu ei și nu vrei să comunici în italiană. Oricum îi enervez când vrei să vorbești în limba italiană, dar ce să le fac? Fraților, am călcat piciorul pe teritoriul italian, trebuie să vorbiți în italiană. Ce ați avut voi înainte de vreme, de vremuri, nu e problema mea. Eu știu că am intrat în Italia și vreau să vorbesc italiană. Nu vi se pare normal așa ceva? Și cam asta vreau să vă spun. Vă salut din Italia, autostrada 22, o porțiune de drum foarte aglomerată, mai ales perioada asta, când vin băieții, foarte mulți nemți vin în vacanță aici, în Italia, și se aglomerează foarte, foarte tare, mai ales în sâmbătă, de aici, e jale. Dar, una cu alta, e bun așa, trebuie să ne
era actuală, spre momentul și de înainte. Primul autogrill ne-a oprit și am băut o cafeluță ca la mama acasă. Doamne ajută! Ne oprim aici să bem o cafeluță, să mai uităm din ecaș de supărare și trebuie să privim lucrurile înainte, doar cele pozitive și care sunt de folos. Celelalte le lăsăm în urmă. Așa că intrăm aici și bem o cafeluță, un espresso așa scurt italian. N-am băut de mult prin Germania mea asta, am băut tot pahare din alea mari, așa de 20 cm. Apă chioară, la propriu. Și aici beau și eu o cafeluță ca să mai simt și eu gustul de cafea, ca să nu uit în totalitate gustul de cafea. Problema mare este că e cam furtici la băieți. Ia să vedem. Nu prea știu pe care să... pe care parte să parcăm, dar... cum, nu găsim nici aici o parcăriță? Aici parcare la bus. Sper că nu-mi spun nimic băieții pentru cafeluță. Sper că nu primesc amendă, asta e viața. Parcat puțin aici pe locul de parcare pentru autobuze, dar cred că nu o să mă amendez, băieți, acum dacă merg și eu aici să beau cafeluță. O cafeluță bună o găsiți numai în Italia. Puțin și bun. Nu mai zic un cornet cu cremă, cât e de delicios. Deci cam asta e Italia. Când am auzit din Italia, să mă gândesc la o cafeluță bună, la un cornet bun. Da, am făcut și colațiunea, așa că am servit și cafeluță, așa că mergem înainte. Un
am ventilație în scaun, deci aici am setat temperatura 3, că abia am plecat de pe loc. Și bine, în mai era așa rece frumos, prin găurele astea pe aici, pe la spate, și niciodată nu transpir. Asta e un lucru bun la manulețul meu. Mai ales că are scaune de piele, dacă n-ar avea ventilație, ar fi jale. Aș fi mereu ud în spate. Dar așa, cu ventilație nu prea transpirăm. Consumul și un disconfort. Gălăgie și...